ea. Vasluiul a fost pentru prima dată gazda unui concurs național kinologic. Câini din rasele caucazian, ciobănesc sau ciorniterier au defilat prin fața juriului pentru a-și etala frumusețea. În ciuda dificilei misiuni de a îngriji asemenea exemplare, fiecare dintre proprietari și-ar fi declarat patrupedul câștigător. Eu consider frumos, dar fiind câinele meu, caucazian, este a doua expoziție la care particip. Trebuie cel puțin un temperament sau un caracter mai puternic decât al lui, ca să știe cine-i stăpânul. Poate oricine să crească. Îți trebuie probabil mult spațiu, resurse destul de multe, pentru că, ca orice animal, consumă mai mult, desigur că e o rasă de talie mare, dar pentru a-l îngriji îți trebuie destui bani. E un câine care rezistă la frig, la căldură, e un câine care rezistă odată, o masă odată în zi. Îmi plecă costuri, îmi plecă timp, îmi plecă suflet, pasiune. Nu sunt periculoși, sunt câini ciobănești de pază, au instinct foarte bun teritorial, sunt exact cum se spune îngeri cu familia și diavol pentru străini. Locul 1, bineînțeles. Au mai câștigat și altă dată. În ciuda vremii, nu tocmai prielnice, iubitorii de animale nu au pierdut ocazia de a admira deosebitele exemplare. Nimeni nu a rămas indiferent la frumusețea câinilor participanți la concurs, mai ales că unii depășeau ca valoare 800 de euro. Plăcut surprins, exemplarele sunt foarte frumoase care sunt aici, așa. Chiar mă bucur că la noi, la Vaslui, a organizat cineva așa ceva, pentru că era timpul. Chiar se merită să pierzi o jumătate de oră să viziteze expoziția, la cât de frumos. Frumos, foarte frumos. V-ați cumpăra un asemenea câine? Dacă aș avea posibilități, unii să-l țin. Da, da, așa. Frumos. Care îți place cel mai mult? Ăla. Ăla? Da. De ce? Pentru că este mare și pufos. Juriul a avut o misiune dificilă, iar organizatorii concursului s-au declarat mulțumiți de participanți. Eu sunt un fabricant crescător de câini de aceste rase și având în vedere că niciodată la nivelul județului Vaslui nu s-a organizat așa o expoziție, am vrut să pur și simplu să popularizez această rasă, aceste trei rase sunt niște rase deosebite de câini, și să vadă și Vaslui nostru expoziție canină. Se urmărește mișcare, unghiuri, blană, mușcătură, culoarea ochilor. Nu este un concurs de dresaj, cum greșit se crede, pur și simplu este un concurs de tipicitate a rasei. Astăzi ne aflăm la a treia ediție a expoziției de club, organizată la Vaslui, într-o locație deosebită și cu un număr record de câini, aproximativ 75 de exemplare. Beneficiem de prezența unui arbitru internațional, un arbitru cu mare experiență, Vasili Marcov. Cei mai frumoși câini au fost premiați, au obținut cupe, dar și hrană pentru o lună de zile. Cei mai câștigați au fost însă vasluienii iubitori de animale care s-au declarat încântați de toți câinii prezenți la concurs.